prezentarea mea de astăzi se referă la structurarea informației pe un site și cuvinte cheie. Trebuia inițiat să am o prezentare PowerPoint și o să vă zic cam ce conține prezentarea. Primul rând, prezentarea mea are două părți. În prima parte o să descriem o problemă și o să mă ajutați și voi să vedem în ce constă acea problemă. Și în partea a doua o să încercăm să găsim soluții și iarăși o să am nevoie de ajutorul vostru. Asta este toată prezentarea mea. Să zicem că avem un site și aici era un grafic cu un site lui Barack Obama. Și ăsta e un site care mie îmi place foarte mult ca design, ca structură, ca organizare informației. Și faptul că sunt mai multe lucruri care îmi place să fac la site de am nevoie de la voi de un site pe care să îl analizăm astăzi. Ok, cred că Google e de... un site pe care să-l analizăm de la loc de pentru motoarele de căutare. Cineva să caute un site și să ajungă la cei... Avem următoarea situație. Merge cineva la Google și scrie ceva ca să ajungă la tinerantreprenori.ro. Și avem un client, clientul nostru se ocupă de site-ul tinerantreprenori.ro. Hai să vedem ce cuvinte cheie ar dori proprietarul site-ului tinerantreprenori.ro să caute oameni ca să ajungă la site-ul lui. Afacere, business, bani, succes la nevoie. Idei de afacere. Am înțeles. Ok. Bani deja. Nu. Asta nu. Ok. Momentul de față, dacă cineva caută la Google, antreprenor, antreprenoriat, business, idei de afacere, de ce că site-ul tine antreprenor nu este în top 10 rezultate, de ce? Și persoana care deține site-ul este foarte întristată. Îi place de locul acesta. Și asta este problema. Acum trecem la partea a doua a prezentării mele, care se cheamă soluție. Și hai să ne gândim așa. Cum facem ca site-ul tineriantreprenori.ro să apară cât mai bine în sus, cât mai bine în căutările la Google, în top 10 de exemplu. O primă soluție ar fi să punem link-uri de pe alte site-uri către site-ul tineriantreprenori.ro. O altă soluție ar fi să facem optimizare internă. Deci avem o pagină a site-ului, cineva caută antreprenor. Da? Facem o pagină optimizată pentru cuvântul cheie antreprenor, punem link-uri către ea, folosim titlul de scriere, repetat de câteva cuvântul cheie. Okay. Dar mai e o parte a optimizării despre care vreau să vorbesc astăzi. Cum structurăm informația pe site și cum punem paginile pe un site? Deci, cum să zicem, avem cuvântul antreprenor, cineva caută antreprenor. Deci găsește o anumită pagină a site-ului. www.tineantreprenor.ro, poate complet. Dar cineva caută business. Poate pentru cuvântul cheie business, pagina principală nu mai este www.tineantreprenor.ro, poate să fie www.tineantreprenor.ro/produse, slash servicii sau o altă pagina site-ului. Întrebarea pe care vreau să vă pun este cum ați structura voi pentru cuvântul cheie, antreprenor, antreprenoriat, business, idee, paginile site-ului. Deci, când cauți la Google antreprenor, îți găsești o anumită pagină de pe site-ul tineriantreprenori.ro. Poate să găsească homepage, poate să găsească despre noi, poate să găsească contact, poate să găsească produs. Când caută antreprenor, de exemplu, ce pagină te-ai aștepta să găsească pe site-ul tineriantreprenori.ro? Când caută business. Sau? Oamenii sau antreprenori din frate. Deci, fie home page, fie o pagină dedicată. Să caută business. Ce este asta să găsească? Despre. Cum? Despre. Home page. Exact, cu dedicați. Când caută cineva... Oportunitate. Când caută cineva antreprenoriat. La fel. Home page despre... Ok. Soluția mea este următoare. Homepage-ul este, îmi se pare, cea mai bună pagină pentru a optimiza pentru unul sau două cuvinte cheie. Dar dacă avem foarte multe cuvinte cheie, deja s-au zis destul de multe, este puțin dificil să optimizezi o pagină pentru foarte multe cuvinte cheie.
chestie. Dacă ai 20-30 de cuvinte cheie, homepage-ul e foarte greu să-l optimizești pentru toate cuvintele alea cheie. Poate ai 200 pagini cu titluri foarte lungi sau care repetă anumite cuvinte de foarte multe ori. Și cât ai multe cuvinte cheie, poate să fie mai greu să optimizezi o singură pagină pentru acele cuvinte cheie. Așa că soluția pe care vă propun este pagina principală a site-ului să fie optimizat pentru unul sau două cuvinte cheie. Să crească fiecare dintre cheie secundare, să crească o pagină dedicată. Cum creați pagina respectivă? O soluție ar fi să ai zis aici despre noi. Deci, cum ar fi punctul business să fie optimizat pentru pagina despre noi. Ai pagina despre noi, scrii despre noi business, folosești câteva ori pagina despre noi, cuvântul business și pui link-uri de pe alte pagini ale site-ului și către pagina business. Deci, o soluție ar fi să ai o pagină și să o optimizezi pentru un anumit cuvinte. O altă soluție ar fi să creezi pagini. Poți crea paginile sub forma unor resurse. De exemplu, să avem o pagină care se cheamă Antreprenoriat în România. Poți să creezi o știre. Antreprenoriat în România s-a lansat. A apărut pe piață un program despre Antreprenoriat în România. Ideea e că poți crea pagini pentru site-ul tău care se referă la cum e Antreprenoriat în România. Și ultima soluție ar fi să pui resurse. De exemplu, vorbim despre antreprenori. Poți să ai o pagina pe site-ul tău, cu conținut gen Wikipedia, antreprenor, informația antreprenorială, dar și antreprenoriat, și pui chestii de genul ăsta. Deci, cele trei soluții ar fi să renumești o pagină, să creezi o pagină cu noutăți, sau să creezi o resursă pe site-ul tău. Poți face o optimizare unei pagini de genul ăsta foarte SEO, în sensul că dacă ai un cuvânt, antreprenoriat în România, poți să foarte SEO ar însemna să pui pagina să fie antreprenoriat în România, să folosești de multe ori pagina cu cuvântul antreprenoriat în România, să ai link-uri de pe alte pagini. Asta e deja oarecum bătător la nou. Poți să faci antreprenoriatul românesc, este o idee bună în contextul actual. Poți să faci o pagină cu titlul și să vorbești cu pagina mai puțin de termenie respectivă. Nu poți ieși chiar în să primești puține link. Undeva între cele două extreme, o extremă fiind foarte SEO, adică să optimizezi foarte mult pe promovare de căutare, și o extremă fiind foarte uman, să faci pagina să fie cât mai plăcut. Undeva între acestea două. Ca să trag concluzii, în opinia mea, optimizarea unui site pentru un 5-20 de cuvinte cheie ar fi foarte bine să fie făcută un homepage pentru 1-2 cuvinte cheie și pentru restul 18-19 cuvinte să creată o pagină dedicată. Acum, revenind la persoana care se întâlnește în antreprenor, ea e foarte tristă dacă la început nu se găsea cuvintele cheie, între timp probabil a devenit mai fericită. Și dacă aveți întrebări.